mulțumesc tuturor românilor, moldovenilor care au venit astăzi la acest concert grandios! Fenomenal, senzațional! Tradițional! ...12.500 de spectatori au urmărit concertul Andrei și al prietenilor ei artiști în inima Londrei, pe Wembley. Mi-e frică să mă duc în sală, uite ce acolo, o mare de oameni! Andra vine în platou, unde va vedea pentru prima dată reportajul echipei de 10 care a însoțit-o în Marea Britanie. Acum! Așadar, da, da, un concert fabulos pe Wembley Arena, iar principala artizana celor întâmplate acolo este nimeni alta decât Andra! Mulțumesc. Mulțumesc. Că m-am emoționat eu acum, pe cuvânt, din nou. Te iubesc, felicitări, și iubire, eu, bravo. Și eu pe tine. Ești cea mai tare. Vă mulțumesc, vă pup pe toți. Îmi cer scuze de acum. Vă anunț că sunt răcită. Așa am și cântat la Londra, dar iată că Dumnezeu mi-a ajutat și în concert nu s-a simțit absolut deloc. Dar după am stat la poze, am stat în curent și iată vocea a zis: gata, trebuie să mai face un pic de pauză. Așadar, Andra, vreau să-ți... Sper că ai remarcat, te-ai așezat pe Hepilica. Da, mi-a fost dor de tine. Acum 17 ani de zile când am început, te-ai așezat la fel, prima. Asta voiam să zic, la prima emisiune am fost prezentă. Deci, bine, și, deci oamenii au cerut-o pe, la Londra, ieri oamenii pe WhatsApp. Nu știam dacă o aducem astăzi sau săptămâna asta sau dacă lumea o vrea. Uite cum e, nimic nu e întâmplător. Doamne, da, este celebră, voi nu trebuie niciodată să reați. Lăsat-o în pauză un pic, dar... Am lăsat-o în pauză, exact. E... Nu știu, trebuie să fie aici, știi, că mereu... fiecare, nu știu, în emisiune există o mascotă sau ceva, ea este importanța, da, tu exact. Ești, tu ești și... Mascota, exact. Nu mă, nu, tu ești importanța emisiunii și după aia replica. Perfect, oameni buni, știi ce, da. Eu chiar m-am emoționat acum la modul cel mai sincer. Deci acum când am auzit prezentarea, până să vin și am auzit puțin din reportaj, mamă, deci efectiv mă durea carnea pe mine pentru că am retrăit... emoțiile alea și e foarte greu să descriu ce am simțit acolo. Imediat vedem cum au fost românii la Londra, imediat vedem imagini de la concert, dar ce mi se pare mie senzațional este faptul că oamenii ăștia de la Wembley Arena, pentru că atunci când te duci acolo și faci un show și dacă show-ul tău, primul show este sold out, ei îți dau o plachetă care arată acest lucru și vei fi pusă practic în arhiva lor pe pereții de la Wembley Arena, care te felicită pentru primul tău show pe Wembley Arena și sold out. Mi s-a părut foarte tare când au și venit acolo să-ți... Și asta m-a emoționat, dar și faptul că pe holurile care merg spre scenă, da, sunt tot felul de plachete de genul acesta cu cine a cântat acolo. Hai că o să vedem și în material. Placheta cum asta să fie lângă cei pe care tu toată viața i-ai admirat, Whitney Houston, da, Beyoncé și toate cântărețele sau cântăreții pe care tu i-ai ascultat, mi se pare incredibil. Ce faci? Cum ai simțit pe românii de acolo, sincer? Doamne, deci este atât de frumos să cânți pentru pentru lume, dar mai ales pentru cei care simt ceea ce tu cânți. Iar românii din diasporă, uite, deci îmi vine să plâng efectiv de tot ce am trăit acolo. Românii știu să trăiască, românii din diasporă știu să trăiască muzica noastră românească, tradițională, mai cu patos, pentru că ei simt cu adevărat ceea ce noi cântăm în versurile respective. Dorul de casă, de mamă, de tată, de frate. Absolut tot ce spun versurile astea, care sunt atât de pe față, nu sunt, știi, versurile din muzica populară te duc mai aproape de acasă și de familie. Iar ei au dorul ăsta și s-a simțit extraordinar. Pentru mine este... Adică toți artiștii care au fost prezenți cu mine pe scenă au zis că în toată cariera lor n-au trăit așa emoții. Iar eu vreau să vă zic că a fost magic și pentru noi, ca și cântăreți, să trăim asemenea experiență, dar și pentru oamenii din sală, pentru că i-am adus mai aproape de casă cu acest concert.
Vă jur că am pielea de găină și efectiv ăsta-i sentimentul. Nu știu cât, presupun că o să vedeți și din filmări. Acum se vede reacția și bucuria oamenilor și ăștia de la Wembley nu văd în viața lor așa public să danseze. Nu dansa nimeni la niciun Beyoncé și așa cum s-a dansat la noi pe Wembley. La un moment dat, cu chiuială, cu bucurie, cu plâns, cu emoție. Nu știu dacă, cu... că au colegii noștri și imagini cu stoarzii de acolo care au început să simtă muzica la un moment populară. Dat făceau, da. Veneau doamne în vârstă care vreau să-mi ofere buchete de flori și veneau cu cadouri și cu tot felul de, nu știu, lumânări și chestii făcute de ele. Și oamenii de la pază, nu se poate așa ceva, unde ai mai făcut așa ceva? Și eu împingea, îi făceam semn, domnul, săr, lăsați doamna să vină la mine, că la noi e altceva. Săr, please! Okay. S-a dat pe breazdă, dar ceea ce voiam să vă spun este că, iată, românii, chiar dacă sunt plecați în străinătate, ei tot se adună la oaltă când vine vorba de România, când vine vorba de muzica românească. Și dacă eu am fost binecuvântată să pot să fac acest lucru, să pot să fiu primul artist care să adune atâta lume într-o sală atât de mare și de celebră, Doamne ajută să ajungă toți artiștii care își doresc. Sold out sala pentru românii de acolo din Londra și nu numai, au fost oameni care au venit din Italia, din Dublin, da, din Franța, din alte țări, oameni care și-au adus părinții din România ca să vadă concertul tradițional și oameni care s-au întâlnit cu ocazia asta acolo. Am urcat pe scenă și am salutat Ciucă din partea emisiunii, am urât, mamă, că am văzut 12.500 de oameni, ești nebun că m-au băgat în seamă, știi cum eram, mamă, deci povești senzațional. A fost extraordinar. Dar a vreau fost... să zic că tu ești foarte tare și nu că ești soția mea și că ai venit aia în emisiune, pentru puterea ta, pentru că tu vineri seara când ai ajuns la Londra, de teamă să nu răcești pentru că copiii fusese răciți cu o săptămână înainte, ai stat în camera de hotel până în ziua concertului. Noi am mai plecat în oraș să căutăm, să vedem filmul Tati Part-Time cu Eva, premiera, să căutăm cel mai mare croasan prin Londra, să ne plimbăm, să se meargă copiii la un musical. Tu ai stat în camera de hotel și ai făcut oarecum pauză vocală pentru concert. E o presiune pe mine ca și artist, pe lângă faptul că oamenii, 12.500 de oameni, au plătit bilet să mă vadă, să mă asculte, e presiunea faptului că am o echipă foarte mare, câți am fost, 200, câți eram, da, în echipa noastră și în echipa celor din Anglia care s-au ocupat de... Este 130 de oameni plecați din țară, în total vreo 200, da. Și echipa lui Florin, care Florin Lazar, niște oameni care este foarte profi în tot ceea ce face. Nu puteam să dezamăgesc pe nimeni și știam că se poate întâmpla, iată, să răgușesc sau să-mi pierd vocea după răceală și la transpirație și așa. Și am zis, ok, nu ies deloc, nu dau cu de vânt, de curent, de toate alea, stau în cameră. Mai ales că e vreme londoneză la loc. E vreme londoneză și uite, s-a întâmplat să fie totul bine, dar am simțit când am ieșit de pe scenă că răceala mea o să ia amploare și uite... Dar am zis că e păcat să nu vin să povestim, așa că, dragilor, faceți abstracție, nu știu cum ați auzit vreodată. Multă sănătate și... Așa, răgușită. Multă sănătate și ne mai alin dorurile mulți ani de acum înainte. Doamne ajută, oameni care au fost la concert și dau mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii. Haideți să vedeți imaginea de la Wembley și apoi mai revenim să mai stăm de povești, pentru că ziua a început de vreme cu repetiții pentru ceea ce urmează să fie o seară de neuitat și vreau să vedeți imaginile. Magie, efectiv, o să fie un concert magic. Mi-e frică să mă duc în sală, uite ce e acolo, o mare de oameni. Nu mai am drăpat să adune așa mulți români și așa mulți moldoveni. Lucrez în Franța de 10 ani, sunt medic și vin... Am profitat să vizitez Londra și vin să văd și concertul. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să venim aici să vedem pe doamna. O visam când eram mică. Când am o stare proastă, soțul meu îmi pune melodiile Andrei și mi-a trecut totul. Vă face acest concert tradițional al Andrei să vă simțiți mai aproape de casă? Rezervat din primele zile. Aceea mă așteptam momentul acesta. I-a făcut la mamă o surpriză. A venit taman din România pentru Andra. Am venit în vizită la copii.
pentru ați vrut să combinați cu concertul? A fost un cadou din partea copiilor. Ce frumos! De foarte, foarte mult, Andra! De legie, ca de obicei, vrea cineva să-ți spună ceva și să-ți aducă ceva. Hi, welcome to Wembley. We're just presenting you this first sold-out show here, which is fantastic and amazing. We're very excited to have the first big Romanian artist here. Me too. So this is for you. Oh, really? Yes. Presented to you for the first sold-out show here. Oh, pentru că avem sold-out, am primit această plachetă. Yay! Toți ceilalți mari artiști. Oh, really? Yes. Deci, asta mi-a zis, că eu n-am înțeles. eu sper din toată inima ca eu să fiu deschizătorul de drumuri pentru toți artiștii din România, să nu rămân singurul artist. Adică să fim, dacă tot am fost primul, am dat startul concertelor aici, pe Arena, pe Wembley. Uite și Bobo vrea, a venit special din România, Bobo, să zică ceva. Bobo, ce vrei să ne spui din România special venit? Eu am venit pentru un singur lucru. Stai să vin un pic, stai, iartă-mă. Am venit doar pentru Doina. Nu pentru altceva. E la început, e pentru tine. Atât, pentru că mi-am luat avion de întoarcere imediat. Am găsit ieftin, 70 de lei dus întors, dar trebuie să ajung la Luton imediat. Doina pentru mine, să o aud pe sora mea cântând Doină, asta este. Dar românii au talent, nu e neapărat cel mai încântat, dar a zis, bă, o singură Doină vreau să ascult în viața asta cântată de sora mea. Plus că eu fiind din Oltenia am foarte multe rude în sală, ca să știe. Am venit să aduc și pachet de acasă. Să plec. Sunt mai mulți moldoveni în sală. Am auzit, dar nu mi-e frică. Nu mi-e frică, stai liniște. Să știi că am stat de vorbă cu oltenii tăi pe afară, acolo, și public, și au făcut hore, s-au distrat, ziceau că te așteaptă și pe tine la o horă. I-am cinci cătărini, păi și ăsta e un fel de tele-oltean de la Jiu de acolo, adică e mai sus, dar... E vorba că... aia cu oltenii din Târgu Jiu față de aia din alte zone, știi cum e, nu? Da. Nu știu care e, dar știu că în Târgu Jiu nu sunt olteni. Asta știu sigur. În Târgu Jiu sunt miezul olteni. Hai mă lași, acum să înceapă și Alex de la Drobeta, toți sunteți olteni. Deci tu ai venit pentru concert aici la Londra? Da, am venit special să văd concertul, da. Unul la mână, da, punem. Și doi, două degete și cu gheață. Și unul la mână să văd concertul și doi la mână să văd, cred că, cel mai tare eveniment. Și cred că pentru toți românii din diaspora, adică n-am mai auzit până acum de un eveniment care să adune peste 12.000 de oameni în același loc. Mi se pare că e huge, e istorie, mi se pare că e rodul a unei munci constante pe care a depus-o în cariera ei, să fie atât de iubită ca artist, să strângi 12.000 de oameni chiar în diaspora, mi se pare huge. Ia uite, fiți români frumoși aici, în Anglia, pe Wembley Arena. Vrem să vă auzim și pe cei din spate, de acolo, de tot, de tot din spate. Și pe cei din partea stângă, și pe cei din partea dreaptă, și pe toată lumea. Olteanul Mihai Bobonete. Mulțumesc, Gătă. Bună seara, dragi români! Incredibil! Mai faceți o dată asta pentru mine, vă rog frumos! Bună seara! Bună! Eu cu nevastă mea, cu Vâncică, a venit meniu, știu eu engleză, lasă-mă pe mine comand eu, a venit garson și am zis, garson pentru mine, smashy potatoes cu some tomatoes, sos, și mi-a zis ăla, băbiță, vrei piure, mă? Era Ionuț din Călăraș. Jurul nostru! Tata nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în vecii și vecii 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 vecii. Yeah!
găină tu? Da, am și eu piele de găină. Păi acum mi s-a făcut pielea de cocoș. Deci n-ai cum. Sunt mai mari emoțiile, nu? Sunt foarte mari emoțiile. Și aveți datoria să-i faceți pe cei peste 12.000 de oameni să se simtă ca acasă, că de asta au venit. Nu mai zic, te rog frumos, uite aici. Am mers, am văzut ce n-ai cum. E impresionant, un spectacol pe cinste și zic că merită românii pentru că da. Suntem un popor așa de frumos și trebuie să ne simțim și să fim mândri că suntem români. Camera mare, rămânem aici. E cel mai mare concert al nostru, cum se știe, dea Dumnezeu putere să ducă în continuare și o să vedeți, uite, vă promit, o să ajungem și la 30.000, și la 40.000. A fost frumos, emoționant, iar publicul, românii, sunt extraordinari.
frică să mă duc în sală. Uite ce e acolo, o mare de oameni. Păi cum mă, eu o femeie așa de simplă, să ajung eu pe arena Wembley? N-a zis bine, nu? Wembley. Mai mă înțelegeți că eu sunt moldovean, că de-abia știu moldovenești. Deci nu vă vine să credeți, nu? Dar cum să-ți vină să crezi într-un așa public? Așa public? Cum? Când intri... Nu știu dacă sunt aici. Eu sunt aici. Băi, stai să mă pișc, să vedem. Înțeleg că emoțiile sunt și mai mari acum. E, normal că da. Acum nu-i zic nimic, să aibă ei emoții. Dar când urc scările alea acum... Vezi, Doamne, Doamne ajută Maica Domnului să fie bine. A fost extraordinar, a fost cel mai mare concert la care am fost eu vreodată în viață. Fantastică, se aude cum publicul, da, are nevoie de dor, de muzică, de suflet, de pozitivul. Și noi suntem foarte fericiți că suntem aici cu această echipă profesionistă și talentată, cu Andra, cu orchestra fraților Advahov și cu Zdob și Zdob. Și acum când văd așa eveniment grandios, cred eu că este cel mai grandios eveniment din diaspora, făcut de un artist român și asta îi datorăm ei. Deci îi mulțumim, Ana, iar dumneavoastră sunteți norocoși că acest eveniment se află aici la dumneavoastră. Așteptare înseamnă o încărcătură de emoții extraordinar de puternică. Sunt momente care se trăiesc odată în viață. Eu le-am trăit din nou cu Andra pe scenă și cu acești instrumentiști de excepție. Pe scenă, cum a fost publicul? Era de așteptat să fie superb. Pentru că spectacolul cap-coadă este gândit foarte bine, un proiect reușit cu artiști mari și cu Andra, iubita noastră Andra. Noi în România o iubim enorm. Dar cum s-au distrat românii de aici, Măruță? Cum au dansat? Bă, cum le dor oamenilor de țară și de tradiție. N-ai ce să faci, știi cum e? Nu poți să le iei niciodată oamenilor emoția și bucuria aia care vine din suflet. N-ai cum să iei. Da, ea e copilul meu mic și copilul meu mare pe aici pe undeva. Da, cum ai cântat? Pe ce ai dansat?
Pe toate, îți dai seama. La dor. Deci venea să plângă te moate. La care, mama? La toate. La toate? La toate, mua. Deci eu îmi doresc, visul meu ca și mama, dacă eu am cântat pe Wembley Arena, Eva să cânte pe Wembley pe stadion. Concertul ăsta mi-a venit la inimă, pentru că am dansat tot concertul. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut muzicile, mi-a plăcut armonia, mi-a plăcut tot ce s-a întâmplat pe scenă, în sală. Oamenii au cântat, oamenii au dansat. Mi-a plăcut tot ce s-a întâmplat și la piese, la toate, îmi venea să plâng, pentru că erau foarte frumoase și mi-au intrat la inimă. Nu știu de asta, nici eu nu știam. Pe colega noastră, Cristina Șolean, și a zis, pe mine nu mă întreb nimic, totuși deci a venit. Deci nu pot să cred că a zis asta. Da, da. I-au intrat la inimă. I-au intrat la inimă, Doamne. Să știi că sunt foarte mulți români din străinătate care ne dau foarte multe mesaje pe numărul de WhatsApp. Doamne, dacă noi din fața ecranelor am fost piele de găină, suntem foarte emoționați, ne imaginăm cum a fost realitatea. Mult succes în continuare. Toată lumea simte că a fi român este o stare de spirit. Bună ziua, a fost super concertul pe Wembley cu Andra, bravo, felicitări, am plâns, emoționat, foarte multă lume care a trăit. Uite, vă așteptăm în Germania pe 6 aprilie. Pe 6 aprilie o să fie acest turneu. Pe 6 turneu. Aprilie venim să vă cântăm cu drag. Vă dați seama, să retrăim emoția asta pe care o creez de fapt alături de Orchestra Fraților Advahov, cu care am pornit la acest drum de a organiza tradițional împreună și iată-ne la turneul cu numărul 2. Dar vreau să zic că am încredere totală în ei. Sunt niște oameni atât de profesioniști, de talentați, care, știi cum e, din mers, dacă eu vreau să cânt ceva, le spun din ochi. Te uiți la mine sau la mesaje? Mă uit la tine, dar... Păi zi-mi să mă uit la ce nu, fac, mă uit la telefon sau la... Mă uitam la mesaje, uite ce zic oamenii aici. Felicitări, Andra, privesc la televizor și m-am emoționat până la lacrimi. Îmi curg lacrimile fără că să vreau. Mulțumesc, din suflet, mulțumesc. Nu, voiam să știu dacă mă uit, vorbesc cu camera sau cu tine. Voiam să le mulțumesc în mod special fraților Advahov, cu care... mă duc cu ochii închiși așa la fiecare concert. Vasile și Vitalia, Vasile Advahov, și Vitalie, extraordinar, și întreaga orchestră, oameni profesioniști cu care ți-e mai mare dragul să colaborezi, pentru că știi că mergi la sigur. Iar oamenii au fost în extaz cu tot ce s-a cântat acolo. A fost superb. Până la urmă, iar invitații mei, scuze, vreau, da, pentru că mi-a trimis și Cornelia mesaj acum, și toți cei care au fost pe scenă alături de mine au fost extrem de bucuroși că au fost prezenți într-un astfel. Bine că toți avem evenimente, cântăm cu drag pentru oameni, de fiecare dată când cu același drag, dar să vezi că oamenii și rezonează și dau înapoi energia pe care tu o oferi, este așa că mă înclin în fața voastră, dragi invitați, care mi-ați fost alături și care îmi sunteți alături în acest turneu și vă mulțumesc. Pe 1 decembrie Andy Moisescu a fost la Cluj, la tradițional, la sala Palatului. A întrebat lumea unde vedem concertul la televizor. E pe YouTube, concertul care a fost difuzat și de Pro TV. Da, de la sala Palatului, de la sala din Palatului, București. Exact, din București. Iar Bobo a venit, Bobonete, Mihai Bobonete, la Londra să trăiască românește acolo. A venit și mulțumesc acolo. Din suflet, a venit cu Cătălina. Cu soția lui, da. Da, exact. Cătălina, soția lui. Și deși el, adică el ascultă muzică de popular, așa, dar nu poți să zici că la România au talent, de vreo... A jucat, l-am văzut tot timpul filmând. Să mai zici tu, Bobo, deci ceva. Atât de mult mi-a plăcut să-l văd că se bucură de ceea ce se întâmplă și cam și asta a fost senzația. Și el s-a întâlnit de-a lungul timpului de foarte multe ori în show-urile de stand-up acolo cu românii din Anglia și nu numai. Foarte fain și ne bucurăm mult de tot. Dacă Eva, voi, a venit să, și Eva, vino aici, zic, că vrei... Să le mulțumesc. Unde? Vreau să zic că... Să-i numesc pe cei care mi-au fost alături în concert. O să încep așa cum au venit pe scenă. Sunt Delcea Aurora Mihai, Maria Dragomiroiu, Sava Negrean Brudașcu, Nicolae Furduiancu, tu trebuie să mă ajuți, Mioara Velicu, Olex Pânu, Zdob Cornelia. Și Zdup, Cornelia și Lupu Rednic, Vlăduța Lupău, Mioara Velicu. Am zis? Da. Numai, da? Mioara Ansamblu Velicu. Hora, niște oameni Ansamblu din Hora, Londra. Care erau din Londra și am colaborat cu ei pentru... Acest concert a fost extraordinar. Îmi cer scuze, aș vrea să mulțumesc și echipei pe care eu o am, Andra Records, care s-a ocupat de absolut orice, și Florin Lazăr, care a organizat acest concert.
familiei mele, uite, Eva, Cătălin și David, care se uită la noi. David, da, o să vedeți lucrurile astea dacă o să urmăriți conturile de socializare și ale Andrei și ale noastre, o să mai postăm acolo. David a spus, mama, aici a fost Travis Scott pe Wembley și a făcut un fel de cutremur din gălăgia oamenilor. A fost foarte tare și la un moment dat le-am zis oamenilor, păi, uite, noi ne lăsăm la Travis Scott, hai să facem noi cumva. Și zic, ia turuiți un pic cu picioarele, Doamne. Deci să facem și noi un cutremur. Da, da. Și a fost un cutremur românesc. Bună, Eva, ce faci? Bine fac. Cum ești? Bine. Mă bucur mult de tot. Deci tu o cunoști pe Cristina Șeulean și ai cerut microfonul să vorbești tu cu ea ceva, ce nu? Ce frumos ai vorbit, mami. Mulțumesc. Bravo! Noi sâmbătă am fost la Tati Part-Time la premiera acolo în Londra și apoi ne-am plimbat prin oraș, nu? Să le spun oamenilor că mai lăsat tot Londra aia, să caut un croissant de la mare, să faci tu o poză. Da, și fix această masă era ultimul croissant. Da, măcar am mâncat. Le spunem oamenilor adevărul? Deci mai alergat toată Londra aia să găsim un croissant de la mare, vă arătăm fotografie, ca să facem poză cu el, da? Da, dau poza, dar era atât de mare, deci era foarte mare. Da. Și? Și, zi adevărul. Dar era al vostru. Nu, când am ajuns noi acolo, da, din păcate, nu, când am ajuns noi acolo, ce crezi că s-a întâmplat? Ieșea o doamnă cu croissantul respectiv, arătăm croissantul acum, Ciucă, și ieșea o doamnă cu croissantul respectiv. Noi când l-am văzut am zis, sărut mâna, ce crezi, era o doamnă mulatră, nu? Și o doamnă care era româncă. Și când a văzut, s-a zis, mă, poți să fac și o poză? Și a zis, să facem o poză și noi cu croissantul. Au făcut 15 poze cu croissantul. Și noi am luat croissantul doamnei să facem poză și doamna era româncă, corect? Da. Și asta a fost norocul. Că... era ultimul croissant, deci de mâncat n-am mâncat, dar să vedeți ce înseamnă să lași copiii pe TikTok. Cam cum se întâmplă, și... cam cum se întâmplă în ultima perioadă, toată lumea vrea să facă poze, da, să apară pe Facebook, și dă croissantul, să fac poză cu el. Acum ce s-a lansat și în România cel mai mare croissant. Asta, exact, de asta mi-era frică. Dacă vreți să faceți poze cu Happylica noastră, da, și să postați pe TikTok sau pe Instagram, poate o scoatem într-o zi în centru, bă, să facă lumea, mă, că e instagramabilă. Chiar jur, da. Dacă nu, păi ce fac, să ăștia să caute croissante, să facă poze cu croissante, pe nu ce, mă, noi cu Happylica? Băi, Ciuca, mă, băi, fii atent, mergem cu Happylica și facem poze prin toată, uite, prin tot Bucureștiul și prin țară, jur, dacă eu nu. Eu merg. Da? Păi, pentru că oamenii au cerut Happylica din nou la emisiune și uite, uite, mamă, uite cum arată aici. Doamne, 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 cum arată. Cum, câtă lume. Uite, bă, oameni, după croissantul ăsta am alergat prin toată Londra. De asta e că o băgam într-o ceașcă de cafea acolo, e că de fapt s-aduce o ceașcă de cafea. Aule, și băgat croissantul femeii la... Păi așa era, ne-a zis doamna că ne-a dat voie. Mamă, uite, stai, ne-a dat voie. Stai să... stai, uite. Ia uite, uite, uite. Și uite-te poza, stai să vezi cât am mai croissant. Ia uite. Da, asta e, bun. Eva, a fost și la musical. A fost la musical, ți-a plăcut? Da, am fost la Lion King, a fost foarte tare. Pentru că la premiera filmului a venit și regizoarea Letiția Roșculeț, la premiera, la întâlnirea cu oamenii din Londra și a fost superb, 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 corect? Da. Vreau să, vă mulțumesc, Cătălin, că ați venit la Londra și să filmați și să prindeți toate imaginile astea frumoase. Era păcat să nu le avem. Da, mulțumim mult de toate echipei, emisiunii la Măruță, da. Alexandra, Cristina Șeulean, Alexandra Gog și colegul nostru George, mulțumim mult de tot și să știți că au fost în Londra și au mai găsit multe povești ale românilor pe care o să le vedeți în zilele următoare. Și la fotbal, și un român care face povești acolo, foarte tare. Păi și câți români tari avem acolo? Sunt convins. Deci, uite, dau un exemplu. Două exemple îți dau. Florin, cel care organizează Florin Lazar, de 20 de ani acolo, s-a gândit cum să unească toate comunitățile. Apoi își face tot cel mai concerte, piese de teatru, spectacole. Apoi o doamnă și-a făcut o companie de făcut ciocolată în Anglia și livrează pentru englezi. Apoi un domn, am înțeles, vrea să fie primarul Londrei, un român. Băi, serios? Nebun. Vrea să candideze? Deci, deci noi suntem, cum să zicem, a doua limbă vorbită în Anglia, în Londra, a doua limbă vorbită în Londra este limba română. Deci unde te duceai, găseai oameni care erau în acolo la muncă. Eu mă închin în fața tuturor românilor care muncesc acolo. La hotelul la care era aproape de arena Wembley. Erau o grămadă de români care lucrau, ne-au așteptat seara cu o surpriză pentru David, pentru că a fost și ziua lui David, da, de naștere. Și ne-au pus baloane și ne-au adus tot felul de o prăjiturică pentru David. Și le-am găsit exact când am venit să ne cazăm și ne-au zis, dacă nu vă supărați, avem o atenție pentru dumneavoastră. Mi-au cumpărat flori, mi-au cumpărat ciocolată, pentru superb. Au zis că e pentru ei o mare bucurie și mândrie că eu să mă aflu în hotelul în care ei lucrează sau că am venit eu ca și... Na, mă bucur tare. Asta e, sunt foarte mulți oameni care au fost acolo și le mulțumim mult. Și le mulțumim mult celor care au dat mesaje. Vrem și al treilea concert, te-au testat foarte frumos, super. Și eu am primit văzut foarte multe mesaje și promit să încerc să le răspund tuturor. Dar uite,
Unde? Așa vă răspund cel mai bine. Aici, la Măruță, de emisiune. Băi, da, vă mulțumesc din suflet, dragilor, pentru toată susținerea. Sunt oameni care au venit din România, au plătit bilet, au plătit cazare, transport. Îmi dau seama că au făcut un efort ca să ajung acolo. Pentru că oamenilor le lipsesc întâlnirile astea cu familia. Cineva zice, Andra, mi-a curs lacrimile fără să vreau, văzând un număr așa mare de români cărora le-ai făcut o bucurie așa mare. Eu am copii în Irlanda și știu cât de mult le lipsesc sărbătorile tradiționale. Vă iubim pe toți, Maria. Foarte multe mesaje. Doar o secundă, vreau să vă mai arăt ceva, oameni buni, și trebuie să luăm publicitate și vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Și noi vă mulțumim. Deci uitați-vă puțin la, am văzut pe TikTok, pe un TikTok, pentru că găsești foarte multe dacă dai Wembley Andra, și l-am văzut pe domnul, ia uite la aici, până pe muzică populară, ia uite, cred că a luat-o, ia uite. De ce e domnul de care ziceam, care nu lăsa pe doamna să-mi aducă flori? Și iată că s-a dat pe brează. El avea, muzica populară l-a dat pe brează. Exact. Oameni buni, cam așa a fost weekendul ăsta la Wembley și am zis să împărtășim cu voi că dacă tot vă arătăm tot felul de lucruri și povestim aici la emisiune, să vă mulțumim Happylica la cererea publicului din Londra și apoi a sutelor de mesaje pe care le-am primit ieri pe numărul de WhatsApp, a revenit la noi în platou. Fetelor, eu o să rămân să continui emisiunea, de acord? Da, tati. Vă mulțumesc. Mulțumim din suflet de invitație și încă o dată mulțumesc pentru că mi-ați fost aproape într-un moment atât de important. Voi ca emisiune, bineînțeles că tu n-aveai ce face personal, că... Normal, am un contract scris de căsătorie. Jar mâncai de nerei lângă mine. Exact. Că eu nu pot să fac genul ăsta de evenimente fără susținerea familiei, iar tu ești capul familiei noastre și trebuie să fii mereu lângă noi, așa cum la fiecare eveniment important din familia noastră trebuie să fim acolo cu toții. Asta e al tău, felicitări încă o dată. Mulțumesc, te iubesc, oameni buni, vă mulțumim pentru mesaje.